Oana Ciocan, ipostază neașteptată la scurt timp după ce Jador a anunțat despărțirea. Toți au rămas mască. Ipostaza incredibilă în care a fost surprinsă Oana Ciocan, fosta logodnică a lui Jador. La doar câteva zile după ce foștii concurenți de la Survivor au confirmat despărțirea, Oana și-a luat toți fanii prin surprindere. Chiar dacă plănuiau un viitor frumos împreună, șatena continuă să se afișeze cu zâmbetul pe buze vestea că Jador și Oana Ciocan s-au despărțit a fost un adevărat șoc pentru fanii care îi urmăreau cu mare drag în mediul online. Nimeni nu anticipa acest deznodământ, mai ales că se pregăteau să se căsătorească și discutau despre întemeierea unei familii. În urmă cu puțin timp, Oana Ciocan și-a luat prin surprindere toți urmăritorii de pe rețelele de socializare. Fosta concurentă de la Survivor s-a fotografiat cu zâmbetul pe buze, lângă un pătuț de bebeluș. Chiar tânăra a postat imaginile, arătându-și fericirea, cu toate că Jador a anunțat că s-au despărțit. Oana Ciocan și Jador au ales să meargă pe drumuri diferite. După anunțul despărțirii, viața lor personală a devenit un mister pentru toți, cu excepția celor apropiați, deoarece au decis să nu mai discute despre acest subiect. Prietenii și familia păstrează, de asemenea, discreția mulți au fost dezamăgiți de decizia lor de a se despărți și speră să-i vadă din nou împreună. Cu toate acestea, recent, Oana a surprins pe toată lumea când a apărut cu un bebeluș în brațe și lângă pătuțul lui. Ea a clarificat că nu este copilul ei și a declarat că vrea să păstreze tăcerea pe acest subiect. Când a cerut-o încăsătorie la Survivor al Stars, Jador afirma că își dorește ca Oana să fie nu doar soția lui, ci și mama copiilor lor. Cei doi discutau adesea despre momentul în care relația lor va evolua, însă se pare că acest lucru nu se va mai întâmpla. Am luat hotărârea ca de acum încolo, viața mea personală să fie privată. Social media este mediul care nu ajută, ba chiar te supune la o judecată gratuită, așa că totul o să rămână privat de acum încolo. A fost mesajul pe care cei doi l-au postat în urmă cu doar câteva zile.